Pentru console, jocuri și accesorii, intrați pe gamerland.ro și folosiți codul QUICK pentru transport gratuit. Salutare tuturor și bine ați venit la un episod din Road to Glory cu FC Wimbledon. Da, avem meci cu Middlesbrough și folosim această minunată echipă, îi dăm șansă lui Penny, pentru că Penny este un tânăr talent care s-ar putea să crească, de ce nu? Habar n-am, încă nu știu dacă are potențial, din păcate, pentru că l-am cumpărat recent și după ce trebuie să dispară chestia cu arrived recently from FC Bayern München, pula mea. Lopez și-a revenit și el, însă nu o să-l forțăm în meciul ăsta, o să joc în meciul viitor cu el. Data asta să jucăm cu Francom și haideți să începem meciul cu Middlesbrough. Trebuie să-i pizdim, să-i batem acolo, să ne apropiem de primul loc și după aceea să-i batem și pe Bournemouth. Și din nou pe ploaie. Vai mamă, vai vai. Suntem în noiembrie, 7 noiembrie 2017, parcă? Hei, n-a trecut mult timp. Gava pasă bun acolo, Pulisic, Sinclair, Penny, Penny în fața golului, gol mă, gol Penny, morți, headshot, la dracu cu voi. Tânărul Penny înscrie unul dintre cele mai importante goluri din cariera sa, asta e clar. Super fază, pase acolo, s-au legat pasele în sfârșit și în echipa mea. Lăsa liber Penny cu stângul, l-a executat pe portar și 1-0 cu Middlesbrough la ea acasă, ce poate fi mai mișto de atât, serios acum. Pasă bună, Meds. Meds, Meds acolo, o pasă spre Juhai, ajunge Juhai, l-a băgat un tackling absolut oribil. Juhai acolo în spate, la Penny, Penny! 2-0, Penny, o dublă în acest meci, este meciul lui, tânărul jucător. Să sperăm că îi va lua locul lui Rashford, eu am speranța asta. Rashford joacă absolut oribil, să-mi babu la Rashford e degeaba. N-a fost deloc o investiție foarte bună, chiar dacă a dat gol în meciul trecut, dar nu prea-și merită banii și potențialul, să zic așa. Sol așa pentru mine, pentru că vreau să fiu pe primul loc. Pulisic cu o pasă bună la Sinclair. Trebuie să fie gol aici, 3-0 incoming, boys, oare? 3-0 incoming, am încercat să dau la ăla. Pulisic, de ce nu dai mă călcâi în pizda, mă, este corner, da, este corner, clar. S-a lovit mingea de Flint, cred, de la rat acolo. Juhai, bate cornerul, este Maynard. Nu prea am jucător bun la cap când nu e gaz în teren. Juhai centrează. Este din nou corner, Clayton scoate. Ăștia cereau offside. Long aici, hai prietene. Aoleu. Pe jos și Gozi. Dumnezeu pe pământ. Cum dracu a scos, cum e posibil să scoți așa ceva? Cum este posibil să scoți așa? Dumnezeu pe pământ. Gozie, Dumnezeu pe pământ, nu vine să cred așa ceva. Incre fucking dibil, cât de tare a fost asta. Senzațional, Gozie. De-a dreptul senzațional. Scoate Gava de acolo. Se termină partida, 2-0 cu Middlesbrough la acasă. 3 puncte, mă, arăi, tată. Exact ce mi-am dorit. I-am distrus, de fapt, Penny a distrus. Gozie a fost fantastic pe final. Renato Penny este omul meciului, cred. Nu, Gozie, 8.1. Deși amândoi au 8.1, amândoi au fost oamenii meciului, aparent. Penny, unul dintre cele mai bune meciuri de când a venit la echipă. Și haideți să vedem ce se va întâmpla mai departe în următorul meciuleț. Meci mult mai important cu Bournemouth. Să vedem, va crește oare cineva? Cred că o să-l schimb pe Diuse, o să-l pun pe Lopez, mai ales care a venit după accentare. Unde-și, mă? Stai în... la winger e. Ce dracu fac, mă? Lopez. La ce să te pune pe tine, prietene? Prietene, la Beat Your Man? Hai să te pun la Beat Your Man, îți mai dă stamina, măcar că ai o stamina de căcat, prietene, de căcat. Hai să vedem, crește cineva? Crește la stamina, Lopez are 60 acum. Ceea ce e bine, Vice va crește și el la următorul antrenament. Ceea ce e și mai grozav. Conferință de presă, Maximin vrea să joace mai mult. Bine, în perioada asta, prietene, nu prea am avut cum. Și avem unul dintre cele mai importante meciuri, putem urca oare pe locul 2 sau suntem deja pe locul 2, nu știu sigur. Ia să vedem, suntem pe locul 2, dar ne putem apropia de Brentford și Brentford are meci cu Middlesbrough, cu o echipă puternică. Deci putem ajunge pe primul loc după această etapă. Ho, lupta pentru primul loc se... Haide, pula, i-a luat pe ștala națională serios la meciul ăsta? Spune-mi că nu-i niciun important plecat. Odegaard e plecat. Odegaard e fucking plecat la națională. Bine că l-am pe Bentancur. Barker nu e luat. Nici Diuse nu e luat. Lopez a zis că o să joc cu tine și jucăm cu tine, prietene. Ture nu e luat nici el. Maynard și Ghiul. E bine, hai că e bine. Hai mă, că nu sunt toți. Sunt ăștia, chiar ăștia slabi în pula sunt la națională. Dar bă, dar chiar că...
aproape, în afară de Odegaard. Dar oricum nu era apt, iată. Era destul de obosit și n-aș fi vrut să-l risc pe Martin de Odegaard. Hai să începem meciul cu Bournemouth. Un match care ne poate duce pe primul loc, băieți. Un match foarte important. Hai să începem. Hai să pizdim pe ăștia. Lopez, fă-și tu 70 overall, prietene, mai repede, pentru că avem nevoie de tine la 70 overall și stamina mai mare. Aolo, stamina chiar. Hai să vedem aici un șut. Ai de pula mea. Abner, este un match mult mai greu decât cel de mai devreme cu Middlesbrough. Asta e clar. Asta e clar. Barker însă. Ia să-l vedem aici pe Barker. Poate sare acolo și Zoe și boxează. Gol, hai să vedem golul. Este acolo Lopez, liber Lopez cu capul, cel mai mic de pe teren probabil. Dă cu capul la un corner, incredibil. Diuse însă nu face deloc același lucru. Abner! Futu-ți paștele, mătii, Abner, nu pot să cred că ai făcut așa ceva. Nu, scoatem de acolo așa, bine. Lopez, bine așa, Diuse, încă o dată pasă bună, Bentancur, pleacă acolo la... Oh, Bentancur, iată că avem o oportunitate foarte bună aici, nu cred, bă, deci o pasă, Maximin joacă ca un retard mental în ultima vreme. Are niște pase de stă mintea în loc, bă. Diuse, încercăm, ce avem de pierdut? E, un șut. Am dat măcar pe poartă, priviți partea bună. Gohanghiul acolo. Bentancur acum. Diuse, Gül avansează. Gül pasează, să vedem dacă decisiv este offside. Nu te bucura, Rashford, că e offside. La dracu, ce bine însă a venit Gül de acolo, dar pasa la limită. Aproape. Oricum o fază frumoasă, am arătat că se poate. Cel puțin din offside, Maximin. În sfârșit o pasă bună de la Maximin. Însă nu prea pot face cu Rashford nimic, e imobil momentan. Aoleu, de ne creștești tu mai repede, prietene. Hai să vedem aici. Barker bate Gül acolo. Zoet, corner. Încă o dată corner. 5 save-uri pentru Zoet. Apără foarte bine acesta. Este minge acolo la Abner. Abner! Ai de pula mea, atât de lent a fost șutul ăla, mă. Mi s-a părut foarte puternic. N-a avut nicio problemă Zoet să-l prindă și totuși este final de prima repriză 0-0. Am avut ocazii imense pe final, am dat și gol, însă anulat pe motiv de offside, destul de corect, cred, nu știu, n-am văzut reluarea. Unde să dau, nu se demarcă nimeni, ba da! Lopez acolo, Lopez cu șutul! Scurge mingea pe lângă. Hai Maxi, vină încoa, prietene. Maximin, o pasă bună acolo spre Bentancur. Bentancur rezistă, Bentancur pasă acolo, poarta nu era goală. Zoet se ridicase al dracu, mă, incredibil. Ce am greșit aici, trebuie să fac preluare. Totuși mingea este la Diuse. Pasă bună acum la Maximin. Scade Bentancur la cel mai mic duel. Maximin șutează în blocaj. Gradle vine în apărare. Gaf acolo lui Zoet. Rashford pe jos. Elpic, mamă ce meci. Bă, se apără ăștia fantastic aici, au și noroc. Iese portarul și prinde Zoet, senzațional a apărat. Gül acum. Ture cu o minge senzațională peste la Barker. Barker are timp să-și facă și mingea, dar nu dă mingea în poartă Zoet încă o dată. Bă, deci Zoet ăsta e Dumnezeu pe pământ. Să-mi va pula că încă gozi Dumnezeu pe pământ, dar Zoet e și mai și. O, bun așa, în sfârșit face Bentancur ceva. Pasă acolo la Lopez, cade în careu. Nu se dă nimic, nu se dă nimic, nu pot să cred. Abă a fost tras acolo. Și cum să câștigăm acest meci, pleacă Abner, frumoasă combinație aici. Abner, pasă bună, Rashford. Să cazi în pula mea. Bă, nu pot să cred, nu pot să cred cum ratez în meciul ăsta. Nu pot să cred cum e Zoet, de fapt. Al dracu Zoet, dar... Nu-mi vine să cred, n-am putut să dau gol în meciul ăsta. Am răgușit în pula mea de la câte ocazii am avut. Boxează Gozi, bine așa, prietene. Diuse este acolo, foarte bine Abner. Și se termină aparent meciul. Ce pot să zic, 0-0, un meci pe care trebuia să-l câștig să-mi bat. L-am avut la ocazii, am dat și gol din offside. Zoet a fost Dumnezeu, are câte de-astea, una, două, trei,
4 highlight-uri cu save-urile sale, mă. Dacă nu e un meci lui Zoet, eu mă spânzur. A, na... Ce dracu, am dat advance din greșeală, am vrut să văd dacă e un meciul. Cred, 100% era un meciul, asta e clar. A apărat dumnezește Zoet ăla. Și Gozi a avut intervenții bune, dar nu prea au avut shoot-uri ăștia de la Bournemouth. Mi-a scos pe cineva de aici. Probabil le pleca la națională și de-aia, da, pe Penny. Pleca la națională? Ce dracu naționalitate-i tu, mă? Mă rog. Pe cine dracu să mai bag aici? Pe Barker, poate face și el ceva să-mi bag ăla, că e inutil. Hai să vedem, crește aparent conform acestea asta, dacă ia notă bună, un A probabil sau un B. A luat D, normal. Vice crește foarte bine, 62 overall pentru Vice, o tânără speranță, de ce nu? Poate în sezonul viitor o să fie genial acolo. Și haideți să avansăm, data viitoare o să avem meciuri diverse, nu știu exact cu cine, probabil în Europa League o să avem unul. Habar n-am. Bere vrea să joace meciul ăsta cu Brighton. Brighton, mă, ia să vedem clasamentul. Clasamentul, sunt pe locul 3, am căzut, se pare. Cei de la Bournemouth au ajuns pe primul loc. Brentford se încurcase, uite-mă, păi să-mi bag. Dar am și un meci mai puțin jucat decât ei, deci pot trece pe primul loc. Dacă o să câștig meciul pe care l-am restant, sunt pe primul loc. Foarte tare. Brighton, unde dracu-i... Unde dracu-i echipa aia, mă? Pe locul 18, cred că o să simulăm meciul ăsta data viitoare cu Brighton și să vedem ce meciuri mai avem atunci. O să avem cu Athletic Club Bilbao și probabil cu Ipswich, depinde, nu știu pe ce loc sunt ăștia, sau dacă nu cu Leicester, vom vedea. Cam atât pentru astăzi, însă sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să lăsați acolo un like. Eu am fost Quick, ciao, les!